engleză. Pentru că e cea mai punctată dintre toate. Să fii serios. La vârsta noastră, dacă nu știi limba engleză, n-ajungi nicăieri. N-ai un serviciu, nu poți merge la facultate, nu poți face nimic. Și credeți-mă că acum câțiva ani n-aveam nicio treabă cu engleza. Eram bâtă, dar bâtă. Voi nu știți ce înseamnă bâtă. Deci, ziceam, dacă vreodată o să întâmple să mergeți la școală și vă zice profesorul de engleză că nu știți engleză, spuneți-mi că un prost de la mor, pe nume Eric, în loc să zică oh my god, zicea oh my good. Și voi ziceți că, mă, asta e, nu știe engleză, dar gândește că ești pe plajă în Grecia, te relaxezi așa frumos, în cel mai frumos costum de baie al tău, ești gol. Și vine ceva turist englez și zice oh my god, tu crezând că ești foarte deștept și român, că ai dubeu, te duci la el, băi, analfabetule, oh my good. Da, acum de câțiva ani am început să știu engleză din ce mai bine, îmi place și tatăl meu știe engleză, anul trecut am fost cu părinții mei în Italia, în vacanță, mama mea n-a nicio treabă cu engleză și chiar vedeam cu tatăl meu că... Dar nu s-au de nimic. O să fie foarte greu. Eu cu tatăl meu am fost la magazin și mama mea a rămas în cameră. Se usca ea pe pământ, a lăsat-o pe aia deschisă și era un șoarece pe pământ. A sunat la recepție și ne fiind că în engleză la șoarece se spune mouse, a fost o conversație de ceva genul. Do you know Tom și Jerry? Yes, of course. Well, Jerry is here. Vă dați seama cât de imaginație, în loc să zici, să știu cuvânt, mouse, zici Jerry, Tom și Jerry. Wow. Da. Toată vacanța am făcut glume pe seama ei, am fost până la magazin, scria mare pe ușă full, nu va fi să apăsi, și se oprește mama mea în fața lui și mă întreabă ce înseamnă, îi zic că trebuie să împing o ușă. Ea dă să intre în magazin, pune mâna pe clanță și când dau cap de ușă, rămân buzele pe ușă, rugi ei și... Erica e a doua zi am văzut că pe capul meu scria puș este egal la împinge, da. Asta e. Și, nu știu, mi se pare destul de interesant să știe engleză. Adică, ceea ce am pus ca bar s-a întâmplat într-un bar. Eram la restaurant cu părinții mei și erau doi la o masă care, nu știu, se certau ceva de la un pahar de sticlă, nu știu. Și, na, cum românii știu să folosesc numai Google Translate, se certau între ei și unul dintre ei era your mother's dead, morții mamei tale. What? Your mother's century, altarul mamei tale. Adică au tradus mort-a-mort jucăturile din română. Foarte multă imaginație. La final, unul dintre ei s-a enervat și i-a zis celuilalt, arătând prin pahar, put it here. Celălalt știm că e român, s-a enervat și a zis, tu puță, idiotule. Da. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat, am fost Eric și